Bună ziua, bine ați venit! Declar deschisă ședința. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supun la vot suplimentarele la ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proces verbal încheiat 17.02.2020 cu ocazia... E procesul verbal. Da. Cu ocazia întrunirii Consiliului Local. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am o rugăminte să încercăm, dată fiind situația și sunt multe proiecte de hotărâre, deci să nu ne exprim la cuvânte, să ne referim la aceleași chestiuni. Să încercăm să facem în așa fel încât ședința asta să dureze cât mai puțin. Știți bine de ce toți. Și vă rog să citeți de la articol. Da. Proiect de hotărâre privind repartizarea sume de 65.000 de lei din bugetul local al Comunii Nicolae Bălcescu pentru sport. Articolul 1. Se supune la vot aprobarea repartizării sumei de 65.000 de lei din bugetul local al Comunei Nicolae Bălcescu pe anul 2020 pentru sport, conform anexei la prezenta. Pentru Asociația Clubul Sportiv Viitor Nicolae Bălcescu. Taxe de arbitraj 8.000 lei, pentru transport 5.000, salarii jucători 43.000, materiale consumabile 4.000, echipament, mingi, accesorii 2.500, apă și utilități. Deci 2.500, total 65.000 de lei. Supun la vot. Da. Cum azi? Poftim. Cum azi? Cum azi? Eu propun că vadă și să-i dăm pe de ce întrebăm? Că am solicitat de numărul ăla de ori chestiunea aceasta și
4, 5, 6. Dar te vei vedea din nou dată lumea. Acum e mai greu că în sală. Deci e prima. 7. A fost 8. Să vei ascultă eu. Împotriva. Vă rog, împotriva. Doamna, în spatele. Varea. Da. Abținere. Cealaltă propunere, deci a trecut proiectul de hotărâre în forma inițială, mai se punem la vot, dar nu știu cum pot vota altfel. Să puneți la vot, dar... Nu are rost, dacă tot. Cum are rost asta? 8 din 17. 8 din 17. Vă rog, haideți să continuăm. Vrem să scurtăm. Vorbiți mai tare, da? Da. Asta e situația, dar de ce din gură să înțelegi mai bine? Nu pot. Nu pot, că îmi cresc urechile. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 90.000 de lei din bugetul local al comunei Nicolae Băcescu pentru susținerea cultelor. Articolul 1. Se propune aprobarea repartizării sumei de 90.000 de lei din bugetul local al comunei Nicolae Băcescu pe anul 2020 pentru susținerea cultelor conform anexei la prezenta. Dau citire anexei. Parohia Nicolae Băcescu, construirea unui grup sanitar la capelă, 30.000 de lei. Parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, sat Valea Seacă, 25.000. Parohia Catolică Sfântul Iosif Muncitorul, sat Galben, 15.000. Parohia Catolică Bărzulești, referindu-se la satul Lărguța, 10.000 de lei. Parohia Ortodoxă, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, 10.000 de lei, total 90.000 de lei. De încălzire, realizare sistem de încălzire și atât. Nu e necunitatea de încălzirea la biserică la bară. Da, trebuia să suplimentăm la bară. Bun, dar ascultați, banii s-au alocat. Acum, ulterior, vedem ceva urmă. Ce-am Dar asta e tot o urmă,
Împotrivă? Abținere? Proiectul hotărâre. Nu purtați mască? Nu purtați mască? Privind repartizarea sumei de 60.000 de lei din bugetul local al comunei Nicolae Bălcescu pentru susținerea centrelor familiale. Articolul 1. Se propune aprobarea repartizării sumei de 60.000 de lei din bugetul local al comunei Nicolae Bălcescu pentru anul 2020 în vederea susținerii centrelor familiale din comună conform anexei la prezenta. Estimare costuri pentru Casa Iana. Utilități 6500, apă canal 500, energie electrică 650, catering 14200. Pentru Casa Heidi, pentru lemne de foc 11600, apă canal 500, energie electrică 6500, catering 14200. Casa Peter, catering 9600, salubritate 1600, total 60.000. Supun la vot. Cine este pentru? Se înscrie cineva la cuvânt? Cine este pentru? Vă rog. Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistență personală ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 1-2019. Pe semestrul 1? Îi scrie semestrul 1-2019. Da? Se aprobă raportul prin activitatea desfășurată de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru 2 al anului 2019, conform anexei ce face parte integrată din prezenta hotărâre. Dau citire raportului? Nu. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții. Articolul 1. Se spune aprobării modificării organigramei și a statutului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău, conform anexei 1 și 2 la prezentă. Vă explic eu pe scurt, dar e mai întrebat de ce aveți aia pe. Se înființează un compartiment de audit, să avem auditul nostru și se desfințează două posturi de muncitori, dar mai sunt două posturi de muncitori suficient. Deci asta e modificarea. Supun la vot. Cine este pentru? Vă rog. Nu, era. Nu. Împotrivă? Nu, era. Abțineri? Era înainte. Este vreo 3 ani, dar nu s-a încălzat timp. Nu s-a scos postul. Abțineri? Unul singur. Un singur abțineri. Și împotrivă? Împotrivă nimeni. Da. Este cu unul oameni curcat, cu proiect de hotărâre prin stabilirea coeficienței. Proiect de hotărâre
privind stabilirea coeficienților de salarizare la nivelul UAT Nicolae Bălcescu, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă păstrarea coeficienților utilizați în anii anteriori pentru stabilirea salariilor de bază pentru persoanele plătite din fonduri publice la nivelul UAT Nicolae Bălcescu, conform anexei la prezentă. Dați-mi voie. S-a mărit salariul din pre-economie și auditul a avut să facem anual. Noi coeficienții îi păstrăm. Dar s-a mărit salariul din pre-economie. Asta e modificarea. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Local numărul 62 pe 2013 privind asocierea Comunei Nicolae Bălcescu cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Articolul 1. Modificarea articolului 3 din hotărârea Consiliului Local 62 pe 2013 cu următorul conținut. Obligațiile financiare rezultate din aderarea Comunei Nicolae Bălcescu cu Societatea Națională Crucea Roșie se suportă din bugetul local al Comunei Nicolae Bălcescu și va fi de 5.000 de lei pentru anul 2020. Celelalte articole rămân neschimbate. Deci până acum, de anul 2000 sau 2500, a făcut o solicitare prefectura și Crucea Roșie, dată fiind situația, să încercăm să-i ajutăm Crucea Roșie și să facă anumite chestii pentru preferirea acolo, la transport și așa mai departe. De asta s-a modificat numai articolul 3. Articolul 3 prevedea să rest rămâne protocolul la fel. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020. Articolul 1. Rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel. Se majorează partea de venituri a bugetului local, capitolul 420-280 subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină cu suma de 50.000 lei. B. Se majorează parte de cheltuieli la bugetul local, capitolul 610-250, alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranțe naționale, articolul 20-30-30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii cu aceeași sumă, de 50.000 lei. Știți ceva? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ori de smartphone, ori de PC, ori de calculator. Nu, nu, nu.
de pâine. E vorba de videoconferință. Sau dacă nu data viitoare nu vom ajunge, să avem sonorizare. Nu, nu, nu e vorba de asta. Sonorizare, nu e. Cine? Cine nu are un smartphone? Domnule președinte, cine nu are un smartphone sau un calculator cu cameră, video, cu microfon, poate veni la primărie și primărie poate facilita. Dar restul? Sau se poate întâlni dacă ne va acasă? Nu, 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 nu. Cineva a spus, păi ce facem? Adică nu ne întâlnim aici, nu ne întâlnim aici. Eu cred că orice familie există o persoană în toată. Dacă n-am un personal, au un copil. Haideți să supunem la bără. Dacă sunt același grupul politice, să vă considerăm familie? Nu. No. Familie politică. Nicolo, dai. Împotrivă? Abține? Abține. 1, 2, 3. Dar n-ați votat pentru ce? Ce? Pentru. A. Abține? Pentru. Abține? Abține la votare? Pentru. Nu. 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 Pentru. Pentru. Da. 4 abțineri. Ia, să mai duc o dată. Cine este pentru? Vă rog, din nou. Asta e mai simplu. Deducem. Abțineri? 3. 3. Împotrivă? Nimeni. Deci 3 abțineri. Da. Dacă nu mai sunt alte, mai sunt alte probleme. Vă rog. O situație la nivelul comunei cu persoanele care au intrat, o situație s-au izolat la domiciliu. Da. Pentru că nu primim informații și lumea nu știe. Nu aveți ce ești oameni. Nu aveți ce că sunt caracteri naționale. Și cât de să am măcar să știm aproximativ ca să fim informați. Cât de mai sunt active economii, cum au ieșit în perioada asta. Mă întâlnesc de ce că avem din martie, nu ne-au ieșit. Și cine mai ocupă de pasta lor? Poliția locală. O secundă. Nu-i DSP. DSP-ul doar... Vedeți, acolo se știu, ei transmitat. Mai nou transmitat prefectură, înainte ne dădeau listă. Azi am primit o atenție, că vom primi de la prefectură. Avem situația lor. Mulți au ieșit din izolare. Carantină? Carantină nu avem. Și verificăm periodul persoanele care se sezăm că au venit sau are mai persoanele care au fost mai de mult timp au fost deja avertizate. Medicul de familie avertizează, deocamdată altceva nu pot. Da. Cu prădășeau mai deși de familie. Este preocupare de primărie și acești medici de familie se dau echipamente pentru a ajuta ei sunt mai expuși. Da, deci nu mai că e o colaborare, sunt în comitetul, toți medicii de familie, sunt în comitetul local pentru situații de urgență și avem un grup făcut, orice informație aflăm, transmitem. Dacă vreți, vă zicem și pe dumneavoastră. N-ați fost prins pentru că nu erați înainte, nu știu, așa s-a întâmplat. O să vă trecem în grup ca să aflați informații. Deci comitetul local, anul, și noi colaborăm prin grup. Foarte rapid prin grupul ăsta și transmitem orice informație. Am o întrebare. Am întrebat că cum se mai calculează taxe în comun. Am văzut că cineva a plecat valata. Știți că de regulă el se protejează persoana care plecează de taxa. Dar există posibilitatea să dea mai departe la virusul acesta și altă persoană. Deci nu puteți sesa pentru perioada aceste taxe. Întrebarea este pe altă întrebare. Să răspundă cine e în cadă. Cred că pentru mine, eu nu răspunde așa ceva, să vreau. Domnul Ioan.
momentan nu colectăm taxele comune. Noi mergem la vomete momentan, nici la vomete. Nu am plătit taxele comune. Nu cred că primăria n-a dat ca buget ca să se plătească, dar nu e cu taxa. Nu, zice, dar și asta, dar poate plătea acolo la 3 luni. Deci nu neapărat. Avem 3 luni deja trecut de la noi, avem mai probleme. Avem cheltuieli, avem ponte care se duc, trebuie să reparate ca să funcționăm, dacă nu putem funcționa. Da, domnule, deci s-a oprit pentru 2 luni de zile, nu cred că primăria nu are acest plan pentru 2 luni de zile. Nu are serviciul de apă și canal, nu are fonduri necesare ca să ne oprim 2 luni de zile. Noi trebuie să funcționăm, că altfel totul starte tot. Dar să nu se împănuiască la apă, ca să te-a lăsat la lumea asta? L-am echipat cu respunzător, cu un bilizon, mască, deci frică posibil. La mine se împărinte că nu trebuie. Da, este varianta și eu să pun un index. La mine se împărinte la apă, dar nu trebuie la mine. Am înțeles. Cum ați propus așteptată să categoriile de persoane expuse? Aveți un plan pentru vârstnici? Care ar fi? Așa, n-am înțeles întrebarea mai repede, să vă nu. Cum v-ați propus să ajutați categoriile de persoane expuse? Aveți un plan pentru vârstnici? Care ar fi acesta? Deci noi am făcut o, am primit o adresă persoanelor peste 65 de ani. Să fie identificate, am făcut lista, am identificat toate persoanele peste 65 de ani, urmând să aflăm care n-au însoțitor. Dar asta e un lucru destul de greu, care înseamnă să mergi din poartă în poartă și apoi am primit adresa de ieri. Iar la municipiu nu știu cum vor merge din ușă în ușă să întrebe dacă au însoțitor, are cine să aibă grijă. Am luat legătura cu medicii de familie care cunosc mai bine situația persoanelor și în continuare suntem în lucru. Deci de el s-a început chestia asta. O întrebare. Transportul din gardă. Sunt persoane care merg la schimbul 2. Cei de la autogară au lucrat mai un singur autobuz dimineața și seara. Să se facă o sesizare oficială de la primărie și pentru schimbul 2, că sunt persoane care lucrează în comerț, în servicii și de adresă la Dinamedea. La orice merge. Vă să dau eu răspunsul aici. Ieri a fost la prefectură, după primarul domnului. A fost la prefectură, doamna primar de la Faravai și domnul primar de la Trăzit. Datorită faptului că s-a oprit transportul de persoane, circulația persoanelor, cei de la locurare nu mai au clienți. Și atunci au restricționat. Merg numai dimineața și numai viața. Posibilitatea care a găsit-o doamna primar de la Faravai, o spun aici, este o cursă specială la mijloc. Cum avem, de exemplu, pe Buchila, avem cursă specială. Se poate organiza o cursă specială la 11, la 3, e funcție de nevoi din Avetișul. Pentru schimbul 2, între 1 și 2. Funcție de nevoi din Avetișul. Nu mă apreciez foarte bine, dar încerc să fac un răspuns. Nu mă apreciez foarte bine. Deciziunile astea de transport se află de noi, de Consiliul Județean. Ca să fac... Dar la cursa specială, domnul Sfânt, n-am să fie specială, decât tot cu acum cu Consiliul Județean, noi am lucrat în procesul. Thank you.